Bună ziua! Bună ziua! Următorul candidat este doamna Șova Luba. Comisia o să aibă 10 întrebări. Așa. O să le adresăm. Aveți la dispoziție 30-35 de minute. Vă rugăm să țineți cont de acest lucru. Și procedem la întrebări. Mulțumesc. Prima întrebare e de următoarea ordine. Care sunt formele și metodele de controlul constituțional în Republica Moldova? Formele de control constituțional în Republica Moldova depinde de tipurile de control. Tipurile de control, așa, deosebim control a priori. Controlul a priori se aplică pentru avizarea proiectelor de revizuire a Constituției și este un control obligatoriu. Însă, prin jurisprudența Curții Constituționale, s-a admis că și legile și alte acte, legile, până după ce sunt votate în Parlament, în timpul promulgării sau după promulgare, de către toți subiecții se poate fi ridicate pentru un control în caz dacă președintele, când el primește proiectul votat de Parlament, pentru promulgare verifică trei aspecte. Se uită la legalitate, la constituționalitate, la oportunitate și dacă are dubii referitor la constituționalitate, conform jurisprudenței Curții Constituționale, poate seziza Curtea Constituțională. Mai este o situație că atunci când proiectul de lege este votat în condițiile articolului 106 cu indicele 1, când guvernul se angajează într-un proiect de lege, atunci Curtea Constituțională în jurisprudența sa spune că președintele nu poate să remită proiectul în cele două săptămâni care le are, pentru că celeritatea și condițiile speciale de vot a acestor legi, însă poate să se sesizeze Curtea Constituțională a priori. Așa, a priori încă ce mai este. Posteriori este un form de control când sunt și pot fi ridicate pentru control actele normative ale Parlamentului cu caracter normativ, guvernului cu caracter normativ și președintelui în cazul când de acum sunt intrate în vigoare. Deci, să zic așa, la începutul activității Curții Constituționale, noi discutam de controlul posterior, referitor la verificarea conformității cu Constituția actelor normative. Jurisprudența Curții Constituționale a deschis cercul și a spus și controlul anterior. Vorbim de controlul concret și abstract. Abstract este acel control când, în afara oricărui litigiu, deci nu s-a provocat relații litigioase în societate, actul normativ este în vigoare sau este în procedură, vorbim de după ce a votat Parlamentul, să poată fi supus controlului. Vorbim de controlul concret în cazul excepției de neconstituționalitate. Și excepția de neconstituționalitate, dacă m-am uitat la statistica Curții Constituționale în figuri geometrice, am realizat că 84% anul trecut din toate sesizările ridicate și hotărârile adoptate de curte au fost exact pe calea de excepție de neconstituționalitate. Și prezum un control concret pentru că cetățeanul, partea în litigiu, chiar și instanța de judecată din fond poate să facă această sesizare și e relevant faptul că aici, să zic, e condiționată această cale de ridicare a excepției de neconstituționalitate, pentru că ca obiect de control pot fi doar actele normative sau dispozițiile care sunt relevante în soluționarea cauzei. Dacă n-au legătură cauzală cu cauza, deci tu ești limitat în ridicarea excepției de neconstituționalitate. Relevant aici aș menționa și raportul Comisiei Europene, când în 2016 a făcut o evaluare a Curții Constituționale și au spus că ei nu încurajează accesul direct al persoanei la Curtea Constituțională, pentru că aceste pârghii, cum este excepția de neconstituționalitate, când poate și persoana, și instanța de judecată din oficiu, și la toate etapele, deci nu neapărat la fond, apel, la oricare etapă poate fi, și încă ei spun, mai este încă un mecanism care încă nu este explorat, potențialul de cerc de subiecte cu drept de adresare nu este explorat până la maxim folosit. Vorbim de avocatul poporului, când cetățenii prin intermediul avocatului poporului pot să ridice excepții, indirect, zice,
dacă calificăm excepția ca o cale indirectă de acces a cetățeanului la Curtea Constituțională. Și spun și procuratură, pentru că dacă ne uităm în misiunea și sarcinile procuraturii, procuratura exact asta are, să protejeze valorile sociale, să apere drepturile și libertățile fundamentale. Și dacă, dar ce realizez eu? Realizez că cetățeanul, și încă un argument pentru, eu foarte mult timp, mulți ani eram pentru accesul persoanei direct la Curtea Constituțională. Discutând cu experți din, în cadrul conferințelor internaționale, eu am ajuns la concluzia că nu e cea mai bună soluție. Și argumentele care m-au făcut să-mi schimb opinia exactă este asta. Țările care au aplicat și au permis cetățeanului să ajungă direct la Curtea Constituțională au spus că prima fază a fost o inundație, că veneau scrisorile cu saci și au fost nevoiți să ridice numărul din punct de vedere numeric aparatul care să filtreze, să treacă prin sită aceste scrisori, care multe erau abuzive, nefondate, nu acolo. Și sociologii tot au făcut sondaj și au spus, în situația când noi punem încă un organ superior la un organ de control, întotdeauna omul psihologic pune miză mare pe ultima autoritate. Deci el la primele autorități în gradare, așa, credibilitate și vine cu suspiciune știind că mai este una deasupra și acolo o să afle adevărul. De aceea și încă analiza, pentru că eu analizez evenimentele constituționale din țară, de peste hotare și ajung la concluzia că în cazul când noi punem un organ de control, nu avem încredere și acest organ de control, alt controlor deasupra să-l verifice. Dacă n-ai încredere, mai pune unul, mai pune, face o scară și nu este nimic bun, pentru că ne împotmolim în sumedenie de organe și poate e cazul să facem ordine, pentru că eu m-am uitat la excepție de neconstituționalitate și aș zice că persoana nu stă în confort să spună, ia-mi analizez eu un act normativ, îi contravine sau nu contravine Constituția. De regulă, acest activism este dovedit sau este pronunțat atunci când persoana iese din zona de confort, atunci când este într-un litigiu. El neapărat caută căi și soluții, în primul rând se uită, e constituțional sau nu e constituțional de normă. Și deci, evident că atunci când este în zona iese din zona de confort, înseamnă că asta este excepție de neconstituționalitate, prin intermediul avocatului poporului, prin intermediul procuraturii, este o cale indirectă când cetățeanul să ajungă acolo și mi-am schimbat opinia, decât să facem 100 de organe una peste alta, mai bine facem ordine în sistemul judecătoresc, pentru că dacă acolo e o problemă și ne dăm seama că în mare parte accesul direct al persoanei la curte exact s-a rezumat la prezumția, la presupunerea că uite, acolo nu este ceva în ordine. Așa, controlul concret, abstract. Eu cred că e de ajuns, doamnă, și vă mulțumim. Eu vă pun o întrebare de alt domeniu, întrebarea numărul 2, deci problema e legată și sună în felul următor. Care este sistemul de protecție drepturilor omului aplicabil în Republica Moldova și rolul Curții Constituționale în realizarea lui? Sistemul de protecție, vorbim de organele care sunt competente să protejeze așa. Și deci noi vorbim că de legalitate sunt două aspecte, este cale judecătorească și jurisdicțională. Sistemul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale, dacă ne luăm prevederile constituționale, atunci persoana care pretinde că este lezată într-un drept al său are accesul la justiție sub toate aspectele cu respectarea tuturor drepturilor, la repararea dreptului pretins, la repararea pagubei. Deci sistemul de protecție, așa, vorbim dreptul de apărare, deci instanța de judecată, este instituția avocaturii, este procuratura, este avocatul poporului și rolul Curții Constituționale. Curtea Constituțională apare ca un garant al legalității. Deci că protecția drepturilor omului poate fi, să zic, motivată, poate genera și din ilegalitatea actelor. Și dacă vorbim de acte care sunt contrare cu Constituția, atunci sunt două pârghii de restabilire a principiului de legalitate. Este controlul contenciosului administrativ,
de legalitate, acum în codul administrativ intrat la în vigoare într-o zi veselă din 1 aprilie 2019. Acum s-a două acte normative, dreptul de petiționare și legea cu privire la contencioasă administrativ și este al doua pârghie de asigurare a legalității, este controlul constituționalității legilor. Și Curtea Constituțională, exact, aș zice, actele s-au împărțit în două tabere. Unele merg pe cale judecătorească să fie stabilită legalitatea lor, altele merg la Curtea Constituțională. Deci la Curtea Constituțională ce problemă aș vedea? Rolul Curții Constituționale. Aș vedea problemă cu o problemă care este legată de actele administrative cu caracter individual. Actele administrative cu caracter individual, acum sunt cuprinse în codul administrativ, anterior era legea cu privire la actele administrative, atunci actele administrative, aș numi chiar trei etape în istoria Republicii Moldova. De la adoptarea Constituției până în 2001, actele administrative cu caracter individual toate erau luate și acoperite de controlul constituțional. Din 2001 până în 2010, niciun act administrativ n-a fost cu caracter individual adoptat de Parlament sau Guvern sau Președinte în exercitarea atribuțiilor revăzute de Constituție, nu era susceptibil de control constituțional. În 2010, când s-a adoptat legea cu privire la contencioasă administrativ, Curtea Constituțională și-a schimbat jurisprudența. De ce? Pentru că s-a schimbat și Curtea Europeană jurisprudența. Și actele cu caracter administrativ, cu caracter individual, adoptate de Parlament, de Președinte, de Guvern, în exercitarea atribuțiilor revăzute de Constituție, pentru demiterea, promovarea, destituirea din funcție a persoanelor exponente a unei funcții publice și le împărțit în două, de interes public deosebit și interes politic deosebit. Și eu zic așa, cele cu interes public deosebit și dau exemplu, este președintele Curții Supreme, judecătorii, cu cecul, Curtea de Conturi, au spus, voi puteți să veniți să verificăm actele de demitere numai sub forma sau sub aspectul de formă, dar nu de conținut. Dar eu aș fi împotriv, ori el e la control, tot ori nu-l e deloc, dar așa numai sub formă, dar conținutul ce, că de multe ori în conținut poate fi problema. Iar cele cu caracter exponente a unei funcții publice, cu caracter politic deosebit, astea sunt miniștri, ambasadori, nu sunt exceptați de la oricare tip de control de legalitate și nici în contencios nu pot merge nici la Curtea Constituțională, pentru că Curtea Europeană a ajuns la concluzia că asta este o valoare când așa funcții ca consilierul președintelui, consilierul primului ministru sunt numiți în această funcție exact pentru a îndeplini un program legat de un mandat, de un program de aprobat de acum și tu exact ești numit în acea funcție pentru a realiza programul și tu nu poți veni cu opinii contrare și în detrimentul, să zic, programului sau planului pentru care tu, sau mandatului pentru care tu acolo ai fost numit exact pentru a-l realiza. Și ele au fost exceptate de la control și pe bună seamă asta și practica Curții Europene. Clar. Deci putem să înțelegem că dumneavoastră socotiți că rolul Curții Constituționale în protejarea, în examinarea sau nu a judecătorilor, Curtea Supremă de Justiție, țin de protecția drepturilor omului? Noi vorbim de legalitate, de principiul de legalitate. Întrebarea numărul 3, în continuitate. Spuneți, vă rog, dar care sunt obligațiile statului în domeniul protecției drepturilor omului și care sunt respectate nu în măsura deplină de către stat? Deci statul în vederea protejării drepturilor și libertăților obligațiile. Deci ne uităm în articolul 23 din Constituție că statul este obligat, persoana are dreptul să-și cunoască personalitatea juridică, iar statul este obligat să asigure să-și cunoască personalitatea juridică. Cum? Prin publicarea actelor normative, regulilor după care persoana să-și ordoneze conduita. Luăm articolul 4, statul interpretează și aplică, pentru că vorbim de stat, de fapt avem în vedere instituțiile statului. Statul e abstract, e numele familie, dar gen organele statului. Deci organele statului trebuie să aplice și să interpreteze drepturile fundamentale în concordanță cu tratatele internaționale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte. Așa, statul este obligat să... Deci, extrinsec să adopte lege
conform principiilor de predictibilitate, coerență, continuitate, și asta vedem că când Curtea Constituțională declară ceva, o prevedere neconstituțională, de multe ori vorbim chiar de declararea neconstituționalității omisiunilor. Și e o normă care e lipsă în prevederea contestată. Și Curtea Constituțională spune, păi, adoptați o lege cu previzibilitate, claritate, coerență, consecutivitate, și statul are obligațiunea ca, respectând principiul preeminenței dreptului, să adopte o lege calitativă. Încă în protecția drepturilor omului, statul, hai să zic așa, așteptări mari au fost la avocatul poporului. Când s-a instituit instituția, toți spunea, băi, că au mai apărut încă un străjer al drepturilor omului, și părea că dacă vine avocatul poporului cu un raport, toate autoritățile n-o să poate dormi noaptea, că uite, acolo s-a găsit o rezervă. În realitate însă vedem că practic aici nu se prea, statul a avut un interes mai scăzut față de raportul raportul avocatului poporului. Încă ce aș mai spune aici? Dacă trecem la drepturile care nu se respectă. Obligațiile statului care nu se respectă, în opinia dumneavoastră. Așa, în opinia mea, ce nu respectă statul? Obligații, Curtea Europeană merge pe calificarea obligațiilor negative și obligații pozitive, și atunci, ca să mă pronunț ce nu se repetă, înseamnă că eu trebuie să ridic cauzele care sunt pierdute de Republica Moldova în cadrul că nu s-a respectat, și deci acolo, dacă noi vedem ce nu s-a respectat, multe cauze statul le-a pierdut pe motiv că nu se executau hotărârile judecătorești și nu se examina în termen rezonabil, dar problema s-a rezolvat că s-a adoptat legea în 2011 prin care statul își asumă responsabilitate materială pentru erorile, pentru faptul că nu s-a examinat o cauză în termen rezonabil și sau nu s-a executat hotărârile în termen rezonabil. Deci problema aici s-a rezolvat cât de cât pentru că s-a adoptat această lege organică care a venit să șlefuiască vidul acela care, pentru care Republica Moldova a avut multe cauze pierdute la Curtea Constituțională. Încă din obligații statului care tot le deduc din cauzele pe care Republica Moldova le-a avut în pierdere, este faptul că societatea civilă nu este la justa valoare apreciată. Deci, în discuțiile purtate cu experți din Germania, am înțeles că ei chiar au renunțat la referendum pentru că au dezvoltat societatea civilă și ea este din stat credibilă pentru opinia și raportul care îl prezintă. Și societatea civilă a devenit o forță, ei spun, concurează chiar cu partidele politice și de multe ori influențează luarea deciziei de către stat. Încă ce în statul... Deci problema, dacă aș face acum deducții unde este greșeală și nu ajunge, deci doar cauzele pe care statul le-a pierdut la Curtea Europeană, pentru mine. Mulțumim. Ar fi un indiciu care m-ar da ca argument să demonstrez laturile slab unui stat mai are de lucru. Următoarea întrebare. Care sunt reglementările constituționale privind raportul drept internațional public, drept național în Republica Moldova? Deci dacă aici Republica Moldova prin Constituție a reglementat foarte explicit raportul dintre prevederile naționale și cele internaționale și în primul rând apare articolul 4 și articolul 8. Articolul 4 este dezvoltat pentru hotărârea Curții Constituționale numărul 55 din 14 octombrie 1999. Și Curtea Constituțională dezvoltă, cu toate că acolo este așa o rezervă care s-ar putea discutabilă. Deci, Curtea Constituțională dă un teze. Spune că, conform articolului 4 din Constituție, drepturile și libertățile constituționale se interpretează și se aplică doar în concordanță și în conformitate cu Carta ONU, cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte tratate la care Republica Moldova este parte. Curtea face lumina aici și explică că toate tratatele internaționale, indiferent că s-ar numi declarație, pact, cartă, toate pot fi estimativ într-un termen care le însumează
Terminul este tratat internațional, deci va fi din punct de vedere juridic corect. Mai departe, autoritățile naționale, vorbim de judecătorii, procurori care aplică legislația în domeniul drepturilor omului, dacă descoperă o neconcordanță dintre reglementările interne și cele internaționale, sunt îndreptățite să aplice direct tratatul internațional. Asta s-a regăsit și în hotărârile explicative ale plenului Curții Supreme de Justiție. Mai departe, conform articolului, deci punctez că articolul 4 se referă și arată ierarhia și, să zic, conlucrarea dintre doar tratatele din domeniul drepturilor omului. Dacă vorbim de tratate din domeniul privat, atunci vorbim de articolul 8. Articolul 8, în referință, ține și de articolul 4. Și anume, articolul 8 este foarte binevenit prin faptul că nu mă refer la primul aliniat. Primul aliniat e foarte dur și e foarte clar că odată ce statul a aderat la un tratat internațional, deci el își asumă obligațiunea să respecte prevederile tratatului și nu se poate exonera de la această obligațiune. Însă, în hotărârea Curții Constituționale se spune că tratatele internaționale care sunt ratificate de Republica Moldova sunt catalogate ca parte integră a dreptului intern. Și apare o problemă că ele se ratifică prin lege organică. Adică poate ar trebui mai mare, un vot mai calificativ, mai ridicat. O problemă la tratate internaționale este de controlul constituționalității. Uite, o problemă care am analizat-o în stânga și în dreapta și nu am găsit soluția, pentru că în adresa curții au parvenit sesizări de a verifica conformitatea cu Constituția, chiar începând cu 2002, când tratatul de frontieră dintre Republica Moldova și Ucraina, și curtea a spus că noi nu-l putem verifica, pentru că dacă noi o să-l declarăm neconstituțional, conform legii privind tratatele din 2009, publicată în 2000, spune că odată ce curtea declară neconstituțional o prevedere, ea nu se mai aplică. Dar nu poți să aplici, pentru că în dreptul tratatelor internaționale este procedură când statul poate, și conform legii tot privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, se arată procedură că acolo Parlamentul poate să denunțe, să se retragă dintr-un tratat. Nu curtea este subiectul care să spune că astăzi este neconstituțional și nu se mai aplică. Nu este în dezacord cu aliniatul 1 din articolul 8. Și în genere sunt trei categorii de tratate internaționale: interstatale, în numele Republicii Moldova, interguvernamentale, în numele guvernului, și ministeriale, în numele ministerului, interinstituționale. Și atunci nu este clar care tratate să poată fi supuse controlului. Atunci am studiat situația care este în România. Și în România e prevăzut controlul a priori, dacă un tratat este în procedură de negociere, să se poată, dacă îi sunt dubii asupra constituționalității, să se solicite a priori control. Deci el s-ar justifica, s-ar regăsi. Însă ce facem cu alte tratate care sunt de acum adoptate și puse la îndoială? Tratatul de care am zis că a fost primul care a fost ridicat în fața curții și curtea a spus nu putem, pentru că altfel ne contrazicem cu aliniatul 1 din articolul 8. Și nu suntem noi în drept aceia ca să declarăm neconstituțional și să stopăm puterea juridică a tratatului. Și de aceea, așa cum stau lucrurile, problema nu... Tratatul moldo-ucrainean a fost publicat în 2002, la sfârșitul anului. Curtea a efectuat control asupra unui tratat care nu era publicat în acea perioadă. Avea titlul secret și în 2002 Parlamentul a publicat doar legea care e o singură propoziție, se promulgă acest tratat. Dar textul tratatului, așa și nu a fost publicat în monitor oficial nici astăzi, el este publicat în codul de tratate de internaționale. În domeniul tratatelor s-au mai făcut ordine puțin, că Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene este care ține nomenclatorul tratatelor și evidență, deci ce s-a mai rezolvat problema. Așa, și încă în articolul 8, primul aliniat, prevede, al doilea aliniat, este foarte important, care pune o regulă foarte bună, că niciun tratat nu poate fi ratificat dacă el contravine Constituției. Și statul ar putea ratifica un tratat contrar cu Constituție, dar mai înainte el duce Constituția în armonie cu tratatul până la ratificare, sau face rezerve, dacă e posibil, la acele prevederi care sunt contrarii cu Constituția. Regula este de aur, e foarte bună, e binevenită. Nu, iată, se întâmplă. Doamna Șova, dacă îmi permiteți să adresez eu o întrebare. Adresați. În calitatea de judecător al Curții Constituționale,
care izvoare de drept le veți aplica în interpretarea Constituției? Așa, eu aici am studiat situația, dacă limba permite, în România. În România ei au termenul de bloc constituțional, dar în conținutul termenului de bloc de constituționalitate nu-i ca la noi. Ei pun tratatele internaționale din domeniul drepturilor omului și alte tratate, chiar regionale, Convenția Europeană, pentru care ei s-au angajat și o recunosc ca prioritară și aplicabilă în sistemul lor de drept intern. Deci ei operează și spun că noi, când exercităm controlul de constituționalitate, noi punem ca standard și ca barem de măsurare blocul de constituționalitate. Asta este Constituția și tratate din domeniul drepturilor omului, la care România este parte și ele chiar le enumeră acolo care sunt ele, regionale și Declarația Universală a Drepturilor Omului. Deci în mare parte e Convenția Europeană a Drepturilor cu pactele, protocoalele. Da. Deci așa, acum pentru Republica Moldova. Fiindcă mai aveți, știu cred că o minută de când răspuns, dar puteți să le numerați. Pentru mine este asta, chiar este important ca să dezvolt acest subiect. Bloc de constituționalitate. În societate s-a ridicat problema referitor la declarația de independență și preambulul că este ca parte din acest bloc de constituționalitate. Acum vreau să zic că eu am meditat asupra situației în lume și am realizat că în Marea Britanie, Magna Carta Libertatum, Marea Carta Libertăților, din 1215, parte din corpul de acte care cu caracter constituțional și astăzi. Întrebare, de ce? Pentru că multe cuvinte sunt în desuiet, formulările, desigur, ne dăm seama de 1215, ne dăm seama de categoriile sociale din acea perioadă. Ei spun, nu, asta este un act care ține de coloana vertebrală a națiunii noastre ca entitate și este un monument istoric și dacă noi am renunțat la el, noi am renunțat la o parte, la ceea ce ne unește pe noi și ne dă un fel de mândrie și de spirit. Doamna Șova, chiar vă rog, dacă puteți să ne arătați anume în calitatea dumneavoastră de judecător. Exemplu, zic și în Franța, Declarația Drepturilor Cetățeanului și Persoanei de 1789 e parte din Constituție și astăzi. Declarația de Independență Statelor Unite, unde vrei, cum vrei, e un monument istoric. Deci, așa. Ne cerem scuză dumneavoastră care o să le aplicați. Răspundeți la întrebarea aceasta constituționalitate. Deci eu sunt pentru blocul de constituționalitate, pentru că asta este un semn care ne identifică ca un curs istoric și ca o entitate cu coloană vertebrală. Așa, m-aș conduce de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte din domeniul drepturilor omului. Constituția. Acum, la interpretare, deci iată încă un aspect care eu neapărat vreau să-l menționez, este faptul că interpretarea Constituției, conform legii cu privire la actele normative din 2017, este foarte clar eludat sau dezvoltat ce înseamnă interpretarea oficială și acolo se spune, primul aliniat, este interpretarea materială. Noi dăm conotații și sens conținutului actului normativ. Aliniatul 2 este interpretarea funcțională. Interpretarea oficială oferă soluții juridice de aplicare a normelor. Și asta se trece ca o linie roșie în Curtea Europeană. Și Comisia de la Veneția, din nenumărate ori, a spus, interpretați funcțional și dați soluții juridice. Cum să se aplice pentru a ieși din blocajul constituțional dintre instituții? Așa, și încă ce aș mai aplica? Deci, la interpretare... Jurisprudența Curții Europene de Justiție. Așa, deci ne clarificăm. Eu chiar am studiat acest segment detaliat. Jurisprudența Curții Europene. Deci noi când am aderat la Convenția Europeană și am ratificat-o, noi am ratificat și clauza faptului că unica autoritate care va interpreta sensul Convenției Europene este Curtea Europeană. E altă are denumire mai lungă care o trec cu vedere și operez cu termen mai concis. Așa, și ce face? Este unica autoritate. Noi, de fapt, am ratificat și această condiție și am fost de acord că sensul, spiritul Convenției Europene, modul de aplicare corectă în sensul normelor Convenției Europene, să fie explicat de Curtea Europeană. Acum, eu am întâlnit, în codul administrativ îmi pare că am întâlnit o frază care ea nu sună corect acolo, că trebuie să țină cont de jurisprudență. Nu trebuie să ții cont de jurisprudență, trebuie să ții cont de interpretările date de Curtea Europeană. Deci jurisprudența poate fi un caz unde nu e Republica Moldova, un stat, dar interpretarea de regulă, și în legea cu privire la actele normative spune că interpretarea oficială poate fi făcută, 1, prin acte de interpretare și 2, prin acte de aplicare.
a normelor. Și atunci când Curtea Europeană aplică normele la un caz, ea dă și interpretare. Deci nu vorbim de jurisprudență, dar vorbim de partea care ține de interpretările date normelor din Comisia Europeană. Pentru că altfel noi riscăm să negăm acest lucru după care nu respecti și statul este pedepsit. De ce? Noi nu am aplicat corect Convenția Europeană. Vă mulțumim, să reușim să vedem toate întrebările. Doamna ministru, vă rog. Doamna Șova, dacă pot să vă întreb, ce înțelegeți dumneavoastră prin statul de drept? Dar vă rog foarte mult, dacă se poate, succint. Dacă ați putea, în câteva propoziții. Statul de drept. 1. Dreptul este calitativ. 2. Dreptul este accesibil persoanelor. 3. Sunt instituții care respectă, garantează respectarea dreptului. 4. Dreptul este în aceleași condiții față de toate persoanele, fără careva categorii, fără careva privilegii, fără discriminări. Dreptul este funcțional și dreptul este nu legitimat, dar conștientizat de societate. Deci dacă autoritățile vor porni cu piciorul drept și de la cap se strică peștele încet în jos, oamenii încep să aibă să conștientizeze dreptul. Sociologii au făcut sondaje și aici și au spus că orice o normă juridică de la 6 luni încolo începe să fie conștientizată de societate, iar Constituția și mai târziu. Iată de ce și Comisia de la Veneția recomandă că dacă se face o intervenție într-o normă care prevedere care ține de inspectoratul fiscal, vamal, măcar 6 luni, ai publicat-o, după 6 luni să intre în vigoare, mai mult da, dar nu mai puțin, pentru că nu e conștientizată. Iar statul de drept asta solicită. Deci normele să fie predictibile, legale, coerente, să meargă în consecutivitate, da. Unicitate, stabilitate. Deci asta în termeni foarte scurți. Mulțumim, doamna Șova. În calitatea dumneavoastră de judecător al Curții Constituționale, cum o să soluționați următorul conflict dintre două valori constituționale? Pe de o parte, prezumția de nevinovăție, la care are drept fiecare. Pe de altă parte, este libertatea de exprimare, în special exprimarea unor opinii critice, duse chiar până la anumite acuzații de nereguli, corupție. Cum ați tratat acest conflict? Cărei valori ați dat prioritate în situația în care noi astăzi ne aflăm? Cazul este foarte particular și o soluție unică în toate situațiile, evident, nu va fi. Ne uităm în... Deci criticile trebuie să existe, chiar dacă sunt cu piper iute unele. Este nevoie, societatea are nevoie de asta. Pentru că eu mă uit în istorie ce s-a întâmplat când Nicolae al II-lea în Rusia s-a depărtat de realități, s-a dus până acolo că statul a fost aruncat într-un hău. Pentru că te rup de realitate. Deci este tentația autorităților publice, dacă vin numai cu lăudați-o în activitatea lor, este riscul, asta e legat de psihologia omului, să nu simtă niște realități. De aceea, libertatea de exprimare, mai ales în termeni critici, a fost reflectată și în hotărârile Curții Europene și eu m-am uitat cât de cuantificarea limitei până unde se poate, ei au deplasat-o până acolo când se folosesc și cuvinte care la prima vedere sau imagini care la prima vedere ar fi ofensatoare. Și Curtea Europeană a spus că dacă este în adresa autorităților publice, atunci ele trebuie să nu vor fi cenzurate, nu vor fi oprite până acolo, până când nu se defăimează onoarea și demnitatea persoanei. Cred că în fiecare caz în parte. Eu aș da prioritate libertății de exprimare în detrimentul principiului de prezumție de nevinovăție. Mulțumim. Următoarea întrebare. Mă scuzați, regele rus Ioan cel Groaznic avea un paiaț care trebuia să-i spună în formă veselă lucrurile pe nume care
în antichitate, monahul când mergea în trăsură, avea un rob care îi striga în spate. Da. Momento mori, amintește-ți că într-o zi tu vei muri, mulțumim, ești carne și os. Suntem în criză de timp. De ce e critica istoriei? Doamna suntem aproape de sfârșitul interviului și încă nu am adresat toate întrebările. Aveți riscul să nu puteți răspunde la unele întrebări și vă zici de punctată. Așa, mai sunt colegi care așteaptă deja de 20 de minute. Bineînțeles că dumneavoastră sunteți expert în dreptul constituțional. Ați studiat aproape toată jurisprudența Curții Constituționale. Ca oricare jurist avem opinii. Opinii, nu altceva. Întrebarea este, care din hotărârile Curții, dați-mi un exemplu de o hotărâre a Curții Constituționale cu care nu sunteți de acord. Cu care, dacă ați fi judecător a Curții Constituționale, nu ați fi votat. Cu excepția situației din iunie 2019. Adică situația din iunie 2019 nu vrem să o discutăm. Am nevoie puțin timp. Da, sunt hotărâri cu care n-am fost de acord. Acum am să... Deci una din hotărâri care acum am venit exprompt este când s-a interpretat articolul 4, s-a spus că tratatele din domeniul drepturilor omului au prioritate numai față de legi, dar nu și de Constituție. Dar este, în realitate, nu este așa, pentru că și Constituția este o lege. Și dacă noi, în realizarea, în soluționarea unei cauze, vom... Pe de altă parte, nu există tratate din domeniul drepturilor omului, unde că ar fi cu cercul de drepturi mai larg decât în Constituție. Cam Constituția noastră cam ține concurență cu tratatele din domeniul drepturilor omului. Așa, încă... Un exemplu era. Ați dat un exemplu? Nu ați dat un exemplu. Mai am exemple acum și mai am. Următoarea întrebare. Vă rugăm să ne vorbiți despre un exemplu de eșec în cariera dumneavoastră profesională și să elaborați puțin cum s-a ajuns în acest eșec și dacă ați învățat ceva din asta. Eu mă strădui din toate greșelile să fac învățăminte, pentru că și asta este o experiență. Uneori poate numai așa. Deci eșec din cariera mea este faptul că teza de doctor nu m-am concentrat la timp, așa parcă mi s-a părut, mai este timp și am timp, dar timpul se vede că momentul mori se referă și la mine, că trebuie să... În viață trebuie să te concentrezi, să pui prioritate valorilor și uneori valorile... materiale nu stau pe primul loc. Eu am avut asta este un eșec, eu am făcut o concluzie că realizarea personală ea, dacă o dai într-o parte, te doare pe urmă. Deci asta a fost o concluzie mea. Nu știu, vă spuneți-ne, vă rog, de ce considerați că anume dumneavoastră din toți candidații sunteți alegerea cea mai bună pentru din acest concurs? În primul rând, sunt pasionată de dreptul constituțional. Am ajuns la vârsta când încep să fac analize, evaluări pe ansamblu, în comparație. Deci, mă interesează asta. Sau că pofta vine mâncând după atâția ani de discuții cu dreptul constituțional, de cum m-am concrescut în domeniu. Și consider că dețin experiență. Dacă m-aș evalua pe mine, aș zice că sunt o persoană integră, sunt onestă, sunt pregătită pentru, dar ca la Lăpușneanu trebuie să mai vrei și partea cealaltă, ce eu vreau în dreptul constituțional. Bine, dacă spuneți de experiență, ok. Din calitățile dumneavoastră, care saturile pe care vă face dumneavoastră, calitățile personale ale dumneavoastră, care vor vă ajuta în activitate? Calitățile personale ale mele, dacă le-aș numi, oricum... Fără lipsă de munestii, cum spuneți? Perseverență, să spun, stabilitate. Iau în calcul interesul general al societății, deci nu prevalează supra interesul meu. Eu consider că sunt în măsură să disting adevărul de neadevăr, să fac concluzii, să ajung să găsesc soluții juridice pentru cazuri concrete. Deci, undeva așa m-aș... Vă mulțumim. Noi am terminat cele 10 întrebări pentru care o să primiți punctaj pe fond. Acum
este faza în care noi trebuie să testăm cunoașterea limbilor străine. După CV, înțeleg că dumneavoastră invocați două limbi străine, și engleza și franceza, da? Și atunci începem cu o întrebare în franceză, apoi o să primiți altă de engleză. Prima engleză la mine, după grad. Preferați cu... Okay. Da, engleză. As a judge, how would you communicate about the activity of the Constitutional Court? Yes, and the Constitutional Court is authority. That's the microphone my proper pentru. So the question is, if you are selected as the judge, what would be the ways you choose to communicate to the public about the activity of the Constitutional Court? I think the Constitutional Court must more develop the conversation of the authority public and with the society, because the Constitutional Court are independent authority of our state public authority, and she make Constitutional Court necessary for guarantee the constitutional superiority and to realize the principle of separate of power states and to responsibility of state in front of a citizen and the citizen in front of the state. Doriți primi și o întrebare în franceză sau nu? Nu, mersi. În franceză e mai... Bine, noi vă mulțumim și dacă în final, scurt, dacă aveți careva opinii, pretenții sau da, referitor la comini. Am opinii legate de Curtea Constituțională. Nu, față de comisie. În raport cu membrii comisiei. Noi am mai epuzat interviul eu de procedură. Eu mi-am amintit de cazurile care nu au fost de acord cu Curtea Constituțională. Bine, dar am epuizat întrebările. Dacă aveți față de membrii comisiei ceva obiecții. Am încredere. De când a venit Hristos, încoace nu s-a schimbat nimic pe pământ. Când Hristos își alegea apostolii, toți strigau, nu e bun, nu e de care trebuie. Sfântul Petru era un pescar ordinar, dar în vreme ce erau oameni cărturari. Nu mă l-a ales toți, nu, că uite, e un pescar. Pavel era executat și persecutat creștinii. Pentru noi ar fi un călău acum. El a scris o treime din Biblie. Nu mă l-a alegea Iisus și tot spunea, nu e bun, are defecte. Nu s-a schimbat nimic. Bine, vă mulțumim, vă dorim o zi bună în continuare, la revedere. Da, la finele concursului o să fie anunțat rezultatul, vă mulțumim.